Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi este alături de noi Lavinia Țânculescu Popa, psihoterapeut iungian, analist iungian și de asemenea lector universitar doctor. Vorbim despre o carte superbă, i-aș putea spune eu, și despre o autoare la fel de importantă, Verena Cast, Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic, o carte publicată în colecția Jungiana, colecția editurii Herald. Verena Cas, născută în 1943, a studiat psihologia, filozofia, literatura și a obținut și un doctorat la Universitatea din Zurich, unde de asemenea a fost profesoară de psihologie, lector și analist formată la Institutul Carl Gustav Jung. O carte importantă despre care noi am mai vorbit, de data aceasta vom vorbi dintr-o altă perspectivă, pentru că Lavinia Țânculescu Popa, într-un fel, a fost aproape de Verena Cast și ne va împărtăși despre această carte, pe care eu o consider foarte, foarte actuală în contextul pe care noi îl traversăm. Pentru că, iată, de un an și ceva încoace, am avut cu toții parte de pierderi, mai mici sau mai mari. Am fost puși, aș putea spune, față în față cu suferința, cu un soi de intoleranță la stres, cu anxietate, atacuri de panică, episoade depresive. Am pierdut oameni dragi, de asemenea, unii au pierdut joburi, un statut socioprofesional. Iată, restricțiile sociale care nu ne mai permit să călătorim, vacanțe, așa cum o făceam înainte de pandemie. Deci, pierderi cumulate, crize peste crize. Ce ți s-a părut interesant la această carte și mai ales din perspectiva Verenei Cast? Și cum putem să ne raportăm noi la pierdere și să vedem pierderea și ca pe un soi de posibilitate de schimbare, de transformare, chiar de oportunitate în ceea ce privește viitorul nostru și mai ales momentul în care ne dorim foarte mult să ne regăsim busola, să ne regăsim sensul vieții. În primul rând, bună seara și mulțumesc pentru invitație din nou, Sorin, la această emisiune. Ca majoritatea colegilor analiști români, noi am avut experiența întâlnirii cu Verena Cast și câteva din prelegerile dumneaei ni le-a înfățișat cât a fost aici în România, în misiunile sale, în care am vorbit despre diverse subiecte. Am avut după aceea plăcerea să o întâlnesc și conferențiind la C.G. Jung Institute din Küsnacht. Este o persoană care și-a dedicat viața unor subiecte, printre care și acesta al doliului, al separării și al discuției despre posibilitățile viitoare. Chiar în debutul acestei cărți, care este foarte bine scrisă, de ce este o carte specială? Pentru că, din câte știu, și dumneaei a avut parte de un doliu suficient de semnificativ în viața dumneiei sale. Dar dincolo de lucrul acesta, cartea mixează aspecte teoretice pe o parte, după aceea aspecte practice din experiența analitică a Verenei Cast și în special aduce ceva noutăți cu privire la stadiile de trăire a doliului, a separării, și ea vorbește despre câteva elemente pe care le consideră esențiale în momentul în care
avem de-a face cu o pierdere semnificativă în viața noastră. Aș adăuga aici că dolul poate să fie trăit și în separări semnificative, nu neapărat, adică în despărțire, de exemplu, nu neapărat în situația morții cuiva. Evident, așa cum este și denumit, dolul este direct corelat cu plecarea din această viață a unei persoane dragi, dar dincolo de lucrul acesta poate să fie înțeleasă și ca o separare care, exact cum zice Verena, ne obligă să ieșim din așa numitul eurelațional, din relație, din relația cu persoana respectivă, fie că o pierdem prin despărțire, fie că o pierdem prin moarte. Deci ne obligă să ieșim din această relație și să intrăm într-o relație nouă sau într-o altă abordare cu privire la noi, în primul rând, și ulterior la alte genuri de relație, chiar dacă asta ar însemna să ne asumăm curajul, deci să avem curajul de a ne asuma, pardon, o altă pierdere, o nouă pierdere, da? Deci intrăm dintr-o relație pierdută, dintr-un motiv anume, într-o altă relație, cu riscul asumat de a o pierde și pe aceasta, pentru că viața nu ne garantează niciodată că ieșim dintr-o relație pe care am pierdut-o, intrăm într-o relație pe care o vom avea până la finalul vieții. Verena Cast subliniază foarte frumos etapele doliului și face o diferență de asemenea între jelire în doliu obișnuit, care poate să dureze circa un an de zile, și doliu complicat, care înseamnă o perioadă de peste 2 ani de zile de la eveniment. Și de asemenea face diferența între stările depresive și stările de jelire, care de asemenea sunt foarte bine explicate spre finalul, spre finalul cărții. Comparativ cu multe nu știu eu, poate prejudecăți atunci când discuți despre ideea de doliu, partea pozitivă a acestei cărți este că inclusiv, știu eu, chiar din titlu, ni se promite întâlnirea în paginile acestei cărți cu oportunitățile procesului psihologic prin care treci odată ce ai depășit, ce depășești etapele doliului. Și când vorbim despre posibilități, vorbim despre faptul că poate ieșim dintr-un gen de legătură, dar avem oportunitatea să redescoperim ceva la noi sau în relație cu noi sau în relație cu lumea înconjurătoare sau cu alte persoane relevante. Verena Cast spune foarte frumos, la un moment dat, explicând incapacitatea unor persoane de a trece, hai să zicem ușor, că nimeni nu trece ușor peste o pierdere, dar într-un ritm mai degrabă normal de depășire acestui eveniment. Și deci explică de ce anumite persoane au dificultăți punctuale pe a se despărți, să zicem, de persoana dragă. Este chiar un subcapitol care se numește ce se ascunde în spatele jelirii complicate, adică dolului complicat, și Verena Cast subliniază foarte clar faptul că persoanele care experimentează un astfel de doliu, o astfel de jelire, sunt acele persoane care în copilărie sau de-a lungul vieții nu au trăit atașamente sigure și în felul acesta nu au putut trăi experiența unei relații de încredere și nu își pot asuma sentimentul că sunt valoroși ei înșiși.
Și că de aici încolo ei înseamnă ceva totuși. Dacă au rămas singuri, se pot reinventa, reconecta cu ei înșiși. Ei, aceste persoane, practic, nu-și pot să asuma sentimentul că reprezintă ceva valoros și caută, practic, să obțină dreptul de necontestat de a exista. Sunt foarte multe alte trăiri care însoțesc momentele respective, de la culpă, de ce a fost nevoie să moară persoana respectivă și nu eu, de la agitație, de la chiar stări depresive, sentimentul că oamenii din jurul tău nu sunt la fel de potriviți să construiască relații cu tine ulterior. Și cu siguranță zona de idealizare nu lipsește. Persoana respectivă, cea care a dispărut din viața noastră concretă, a zice, și imediat o să revin la subiectul acesta, este o persoană de neînlocuit și evident că este de neînlocuit, dar că în momentul acela timpul se oprește. Viața se oprește, orice transformare și orice dinamică se oprește. În acest subiect pierdut, în acest persoană pierdută, spuneam mai devreme că o să revin la faptul că persoana respectivă, cea care a dispărut, este idealizată, dar atenție, și Verna Cast subliniază, a dispărut practic în această viață, însă ea trăiește intens în interiorul nostru și cu ea putem într-adevăr să avem un gen de relație care continuă. Lucrul acesta nu ne este nici nouă în cultura noastră străină, de asta se mențin foarte mult tradiții legate de pomenirea morților, de pomenirea celor care au plecat din această viață, dar cu care rămânem în relație. Și ideea în sine de a îți aminti, deci memoria acelei persoane o ține absolut vie în tine, în existența ta. De asemenea, Verna K. subliniază faptul că situația socială a persoanei care rămâne în viață și pierde pe cineva drag este foarte importantă, influențând tipul doliului, respectiv oamenii cărora le lipsește o rețea de relații, iar aceștia sunt în general oameni care s-au legat cumva exclusiv de decedat, adică persoane care au gravitat cumva în jurul aceleiași persoane și doar aceleiași persoane. Nu discutăm mai ceva despre loialitate, de exemplu, într-un cuplu sau nu discutăm, dar discutăm despre faptul că au fost excesiv de exclusiviști, adică nu și-au dezvoltat sub nicio formă alți prieteni, prieteni de familie, prieteni ai cuplului și așa mai departe, ci au avut, nu s-au avut doar ei pe ei. Da? Deci persoana asta au firește mai puțină susținere, persoanele acestea. Iar dacă alte evenimente stresante se asociază cu moartea, cum ar fi problemele din propria sănătate sau cu copiii rămași care și ei trăiesc doliul sau cu un părinte bolnav, cu o altă boală incurabilă cu care te confrunți sau se confruntă persoana la sine sau în altă parte, lucrurile sunt încă și mai complicate. Toate aceste persoane, aceste, să zicem, complicări ale situației, transformă întreaga situație în ceva foarte dificil. Și firește, exact cum zice Verena, dau naștere agitației, disperării și sentimentul de a nu putea trăi singur, de a nu te putea descurca singur. Și aici există tendința de a te agăța, să zicem, în mod toxic de alții, care încearcă să te ajute, dar care de asemenea au și viața lor. Deci, cumva, e o chemare această carte și la
nu știu, la activarea unui bun simț natural și activarea unei stări care te caracterizează natural pe tine, de a exista și singur, nu neapărat în singurat, adică să apreciezi și singurătatea, dar în același timp să și cultivi noi relații. Este cumva trecerea despre care vorbește și Verena Cast, trecerea de la sinele relațional la sinele individual. Individual, da. Chiar mă gândeam că ea la un moment dat și lucrul acesta l-am observat și la Jacques Salomon, metoda Espere, dar și Verena Cast spune despre faptul că viața este o succesiune de pierderi și că pierderea este ceva până la urmă natural și firesc în viața noastră. Depinde într-adevăr felul în care ne raportăm noi la ea. Și mai devreme mi-ai citit gândurile și ai răspuns înainte la o întrebare pe care urma să ți-o adresez, legată de relația sau legătura dintre stilurile de atașament și felul în care gestionăm o pierdere. Și aici putem să invocăm, bineînțeles, atașamentele nesigure despre care tu vorbeai, eu știu, cel anxios sau cel ezitant, dar și formele de dependență și de codependență. Pentru că în momentul în care ne naștem, de fapt, noi ne naștem dependenți. Da? Copilul este dependent, bebelușul este dependent de mămica lui. Din toate punctele de vedere, și emoțional, și fizic, și așa mai departe. Și mă întrebam, o persoană echilibrată și matură din punct de vedere psihoemoțional trece mai ușor sau face față mai ușor sau gestionează mai ușor o pierdere decât o persoană care este, să spunem, într-o relație de dependență sau de codependență cu cel care a dispărut sub o formă sau alta. Este de fapt definiția ideii de dependență. Nu ți ești suficient. Într-un fel este normal. Noi nu suntem formați fiind homosociologicus să trăim în izolare de ceilalți. Însă, ce e foarte important, apropo și de relații în viața de zi cu zi și de relații de cuplu și nu numai, și o să fac o scurtă paranteză și revenim la ideea de relație mamă-copil, mamă-bebeluș, dar ce e important în relația a doi adulți este ca fiecare să vină cu rădăcinile lui, cu forța rădăcinilor lui și ulterior să-și împletească, să zicem așa, trupurile sau trupul, cei doi copaci să meargă împreună, pot să fie, știu eu, împletiți la un moment dat și poate coroana la un moment dat li se confundă, dar rădăcinile întotdeauna sunt separate, sunt individuale, adică dacă nu avem o forță personală a eului, e foarte probabil să ne construim întreaga viață în această simbioză despre care vorbește și Verena. Deci e foarte ușor să cazi în zona aceea de dependență și evident în momentul în care îți pierzi, să zicem, deja obiectul, nu cred că mai discutăm despre subiect, pentru că dacă am discutat despre subiect, te-ai dat seama că și celălalt are o proprie, să zicem, individualitate care are nevoie de spațiu, de libertate și mai departe. În situațiile de dependență și de codependență există așa-numita simbioză în care nu mai poți să identifici exact ce este al tău, ce este al exclusiv, da? Și ce este al vostru împreună construit și ce este natural hrănitor, motiv pentru care incapacitatea aceasta de a te diferenția de celălalt și, apropo, unul dintre obiectivele majore ale vieții adultului este construirea și recăpătarea ideii de individualitate, adică cine ești tu cu adevărat, unde mergi tu. Și în limbaj psihologic este individuarea, în limbaj religios este mântuirea sau căutarea propriei căi, adică există un traseu
foarte particular al fiecăruia dintre noi. Zicea Joseph Campbell despre călătoria eroului și, practic, la un moment dat, fiecare dintre noi parcurgem evenimentele importante ale vieții noastre, că se numesc boală, moarte, naștere, iată, examene importante, crize personale, dar le parcurgem singuri. Deci e foarte important să lucrăm și le traversăm singuri, suntem singuri în fața morții, suntem singuri în fața, chiar și în fața vieții, suntem singuri uneori. Că ne putem ajuta cu celălalt este în regulă și așa și trebuie să avem o persoană cu care să împărtășim lucruri, în relație cu care să creștem, vis-a-vis de care să ne raportăm și să ne validăm, să ne contravalidăm, să ne modelăm. E adevărat, dar nu putem să creștem ca un organism de acela de tip plancton pe balenă. Deci e foarte important să ne diferențiem și să avem fiecare un rol, hai să zicem, asemănător cât egal. Spuneai mai devreme de dependența copilului mic, bebelușului nou născut și da, acolo este o dependență firească, pentru că în primii 2 ani de zile, mama trebuie să-i asigure copilului tot ce ține de existența pe pământul acesta. Mama, părintele, adultul, în sensul acesta, mama, tatăl, în sfârșit. Pentru că la naștere nouă ne lipsesc cele două principale atribute care definesc umanitatea, adică mersul biped și vorbirea. Și este evident că ești dependent, că nu poți, nu ești ca un, deci un pui de om, nu este ca un pui de animal care dimineața s-a născut și după masa s-a ridicat în 4 picioare, da? Este ca un fel de mic cangur, pot să zic așa, care încă mai are nevoie de marsupiu mamei și stă într-o fază de dependență și evident că din această dependență tot o mamă de bună calitate îl scoate. Pentru că evident că tu ca mamă poți să trăiești în această dependență mult și bine, pentru că ea te caracterizează, îți dă sens așa, dar despărțirea, ruperea, apropo de despărțire, și e și asta dureroasă, este traumatică să începi încet, încet să înveți ideea de lipsă a mamei, de aproape, departe, de separare, de frustrare la nevoie. Și încet, încet se învață chestiunea asta. Dar, zicea Verena, că dacă în copilărie tu nu ai avut niște atașamente pozitive, adică să nu crezi că oricând, oricum poți să ai pe oricine. Asta nu este un atașament pozitiv. Asta este un atașament nesigur, pentru că te duce în zona de dacă nu este mama aici, eu devin nesigur. Nu, mama trebuie să-ți spună eu sunt în bucătărie, tu ești în sufragerie sau în camera ta, dacă e necesar, vin. Nu trebuie în permanență să stai într-un contact după 2 ani jumate, 3 ani spre mica, mă rog, preșcolaritate și mica școlaritate, într-o, cum să zice, de fusta mamei. Da? Deci e foarte important să începi încet, încet, ca mamă, să frustrezi nevoia copilului de prezență. Încet, încet, adică să știe că el este o persoană separată de mamă, adică diferită de mamă. Copilul mic, bebelușul, adică, nu-și conștientizează corpul ca fiind propriu, ci conștientizează că ar fi un fel de prelungire al corpului mamei. La fel și în natura, din punct de vedere al psihicului. Gândiți-vă că nu se vorbește despre psihologia copilului mic decât de la 3 ani în sus. Vorbim foarte mult despre mamă și copil. Evident că putem să vorbim și despre bebelușul nou născut și se vorbesc și despre traume, de exemplu, intrauterine sau în sfârșit. Bineînțeles că putem să vorbim despre persoana care se naște, însă el întotdeauna este în relație cu mama și este firească această relație la început. Ulterior devine nefirească, cumva nesănătoasă și la final chiar penibilă. Gândiți-vă ce ar însemna, de exemplu, să afli că, nu știu, la 18 ani, la 20 de ani, mama îl hrănește pe copil cu lingurița.
Da, am mai auzit. De asta vă zic. Sunt care stau cu mama și până la 35-40 de ani. Și mama, de exemplu, își sărută copilul de plecare, ca la grădiniță. Se întâmplă. E, astea sunt, într-adevăr, probleme. Dar de asta spuneam, atenție la cum, la dinamică, la, și ideea asta de separare trebuie învățată încă din copilărie. Asta este și ideea pe care Verena o aduce în, în discuție, în paginile cărții, acolo unde se vorbește despre atașamentele sănătoase sau mai puțin sănătoase. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic de Verena Cast, o carte publicată în colecția Jungiana. A fost alături de noi Lavinia Țânculescu Popa, psihoterapeut, analist jungian, lector universitar, doctor, care îi mulțumim foarte mult pentru informațiile, spun eu, extrem de prețioase, atât în ce privește această autoare, Verena Cast, o autoare foarte importantă, dar și această carte pe care, iată, vă o recomandăm cu drag, o carte pe care o recomandăm deopotrivă celor care vor să înțeleagă toate aceste etape și faze ale procesului psihologic, tot ce înseamnă jelirea și travaliul de doliu, dar bineînțeles și o carte pentru psihologi și psihoterapeuți. Noi vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și de această dată și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!